Am băut aseară cu mama. Mamă, ce-am băut. Mi-a zis mama, n-am mai fost așa de beată de când eram gravidă cu tine. Mi-a luat asta pe față că arăt jale cum am băut, dar mă ține la respirat. Vai cum bea mama, vai în ce hal poate să bea mama. Nu pot să crezi. Mama bea, deschide sticla de palincă, o dă pe gât, deschide a doua sticlă de palincă, o dă pe gât, deschide a treia sticlă de palincă, o dă pe gât și zice, acum hai să bem. A fost la concursul internațional de băuturi și de băutori și de bețivi și tot ce există în lume mai alcoolic. Era numai de vinuri, asta e adevărul, că mama a și întrebat, alcool nimic? Nu. Înseamnă că o să beau acasă, ca să fiu pregătit acolo. Când a ajuns la concurs, a băut tot. Când a început concursul, aia spuneau... Și te băut? A zis mama, duceți-vă la alimentară că mi-e o sete de măr, hai, cât ați avut? O cizără de vin, hai mă, sunteți serioși, hai aduceți de băut, hai repede. Mama mea a fost botezată în alcool, în palincă, în cum ai cazanul ăla de alamă, de cupru, de ce ăla? I-a pus palincă acolo că preotul n-a încercat cu cotul, cu degetul. La al treilea deget s-a dus, a botezat-o clopotarul. Clopotarul punea în clopot palincă, până sus așa, după aceea o lovea cu limba de la clopot s-o mai moaie și după aceea o dădea pe gât. Mamă, luam mama niște curbe în cazanul ăla. Știi cum? De atunci, într-un abia, tata nu e la fel de rezistent ca mama. Păi tata, după 40 de beri să clatină, mama abia te rupe. Într-o zi s-a dus tata la bucătărie, a deschis dulapul de la bucătărie și a zis lui mama, femeie, 25 de sticle de vin, 15 sticle de palincă, 30 de sticle de bere și 2 felii de pâine. Că a zis mama, ai dreptate, ce să faci cu atâta pâine? Mama e o femeie foarte înțeleaptă, ține tare mult la distracții, la mine mă iubește, mi-a zis, tu ești copilul meu, distrează-te, dragul mami, distrează-te că uite, nu știi cum trece viața asta și mamă, cum mă distrez? Zici mie, cum mă distrez? Mi-a zis, mamă, e vară, du-te la mare, dragul mami, m-am urcat în Volkswagen Jetta cu încă 3 prieteni, era Volkswagen și Jetta în față, că i-a zis, dă-te Jetta, te călcăm. Dacă nu te ferești, am închis ușile. Mă, dar chiar nu vezi piciorul? Și am plecat din gură, că mașina n-a pornit, că n-avea roți, n-avea motor. Și a trebuit să luăm trenul. Am luat trenul, dar incorrect spus, am luat trenul, că n-ai cum să iei trenul. Trenul te ia pe tine, nu? Am plecat cu trenul până pe la Medgidia. S-a oprit trenul. S-a așezat locomotiva pe șin. Uite așa. Cu roțile ținea bot. Ca să nu pună bot. Măi, am stat cât am stat. Am văzut că lumea a coborât din tren cu corturi, cu cazane, făceau mâncare. Ce-i, mă? Ne pregătim, că durează. Dacă prindem litoralul 2 zile, lucru mare. Ce s-a întâmplat? Făcea grevă mecanicul. Vreau să mărească, zicea o chestie, știi? Vreau o mărire, ceva. Nu puteam să stăm, că n-aveam bagaje la noi suficient, n-aveam nimic. Am luat un levier, că aveam un levier, așa îl cheamă, levier, unul subțire, așa. L-am luat de picioare, atâta bătaia lua mecanicul. Să fi văzut locomotiva care era electrică, cum plângea pe aburi. Că l-a văzut pe mecanicul ei care o lua, făcea locomotiva. Mă, mergi sau rupem pe ăsta cu levierul? Levierul, mușcă din el. Și a plecat locomotiva mai mult plângând. A trebuit să sărim din tren, că nu ne-a oprit în Constanța.
Parcă era nebun, n-am vrut să oprească. Am sărit din tren și în gară în Constanța, taximetriștii. Ăștia sunt taximetricii care te iau în spate, știi? Că mai sunt și taximetricii cu mașini, cu taxiuri. Ei, erau pregătiți. A venit unul, mi-a luat valiza, bum, a urcat în mașină. Zic, s-a dus în mașină, a pus valiza în portbagaj, a urcat în mașină, n-am apucat să mai urc. Dar trebuia să-mi urănesc valiza, nu? Alergam în spatele mașinii, ăla crezea că sunt pe bancheta din spate. Zicea, uite ce vesele asta, eu nu mai aveam respirație, alergam după el. A pus o frână în fața hotelului, în freza hotelului, cred că am luat și o muche de portbagaj. Și când am dat cu capul în portbagaj, s-a deschis portbagajul, că l-a coborât. Ai și coborât să-ți iei bagajul, ha? Eu nu mai aveam răsuflare la mine, eram... Să vorbesc cu el. Mi-a zis ăla, nu mai lua droguri, băi. Și a plecat, am intrat la recepție, era recepționerul acolo, mă uit în ochii lui, el nu se uita în ochii mei, el își curăța și arunca într-un coș. Deja umpluse 6 coșuri cu 4 degete, poți să crezi? Zic, ia lopată, tată, ce faci? Deci, după aceea a început să zic, să nu spui că faci așa cu degetele la picioare, că asta nu se poate. Vreau să mă cazez. Ai cameră pentru mine? Ai rezervare. Ce rezervare? Ce-o masă? Vreau să mă cazez. Ai cameră sau noi? Vezi, mă, de treabă, mă. Aici e litoral, mă, e rezervare. Ce față. Ai venit cu trenul, mă? Ce moacă de trenist ai. Cum să avem, mă? N-avem. Păi și eu secunde dorm. Nu mă interesează. Ce-s măta să-mi spun unde dorm? Mă întrebe bine unde dorm. Mă zice, mă, știi cine sunt? Băie. Și atunci a trebuit să dorm undeva în hol. Că dimineața când am plecat, el mă strigă. Domnul, trebuie să plătiți cazarea. Păi cum să plătiți cazarea, că nu m-am cazat nicăieri. Unde ai dormit? Pe masa de biliard. 30.000 ora. Hai bine, luam cameră. De acolo am plecat cu mânerul de la valiză, că valiza plecase cu unul care a zis că n-a căpus și mânerul în portbagaj. Deci mi-a lăsat mânerul acolo. Mi-a zis recepționerul, ești primul turist care a găsit mânerul, că niciunul nu a găsit mânerul până acum. Și am plecat cu mânerul pe plajă. Pe plajă lumea, parcă nu era normal, parcă vreau să se sinucidă. Îmbrăcau câte unul așa și stricau. Și se duceau în apă. Și hainele aici. Domnul, dar el nu. Săracu. Nu era păcat să las hainele? Le-am luat, le-am pus sub braț. Și așa mai erau mai mult toți. Cred că am luat la 10 persoane, mai mult n-am putut, mi-am făcut și o haine. Deci m-am dus la un hotel să mă cazez. Data asta să fiu mai șmecher. Intru acolo cu figuri, știi? Moșu. Cu toate că era un băiat tânăr, dar n-a, ca să-l impresionez. Moșu, se uita ăla la mine cu nara. Ce-i, băi? Moșu, o cameră așa la Mega pentru mine, ai? Ăla se uită la mine, de? Avem. 500.000. Cu mine ai vorbit toată suma asta sau a mai fost... niște oameni pe lângă mine. Ăla zice, cu matale. M-ai văzut așa și mi-ai pus preț de grup? 500.000 pe an, pe lună? Cum? Zic, nu mă, băiatule, 500.000 pe noapte, mă. Păi eu fac 2 milioane pe lună, cât dorm 4 nopți și când mai mănânc? Când nu mai știu să mai mănânc după 4 nopți dormind, mă, nu se poate așa ceva. Cum? De ce e 500.000? El zice... E 500.000 pentru că am cameră cu priveliște. Moșu, ia 250.000 de la mine și jur că nu mă uit pe fereastră. Și cum stăteam acolo să mă tocmesc cu ăsta, vine un, cred că n-a un englez ceva figură, avea geamata în englezesc, mers în englezesc, este ca o gumă așa în afara gurii, ceva modern acum. Zicem, hello. Mamă, ce figură ai pe tine. Mă, convinge-l pe ăsta să-ți dea o cameră. Excuse me. Adică înseamnă mă strâng pantofii. Sau ceva la chestia. Ai cumva o cameră pentru mine cu vedere la mare?
Și cât costă? O, dar ce întorci să stă limba în gură, tu întorci cu vitrele, reciclezi? Așa ce ne-a cum limba în gură? Cum îți intră supa? Ce-are topogan? Uite ce, recepționerul, avem cameră cu vedere la mare, între 150 și 200 de mii de dolari pe seară. E și limba. Hello there. Sufezi limba de engleză dreaptă, că n-am văzut până acum. Dacă ai și limba de la Geamantan, n-am mai văzut Geamantan așa prețuri. Zice, englezul zice, la dumneavoastră, dolarul se devalorizează sau leu? O să zice, domnule, ți-am spus cât costă, 150.000, 200 de mii de dolari pe seară. Eu i-am zis, băi moș, de ce e așa de mult, mă? Bă, atâta mă costă să dărâm hotelul din față, să vadă ăsta marea, na. Până la urmă am găsit cazare la un hotel minus 3 stele, sub pământ, super. Super, cazare cu cazmaua. Îți dădea cazmaua, unde vrei să stai? La 3, fă-ți la minus 3. Și mi-am zis, dacă tot am bunuri de masă, zic să mănânc. Intru în restaurant, aveau și piscină, mamă, mi-a și zis recepționerul. Avem piscină mare, eleganță, poți să faci baie între 3 și 4. Și în rest? Păi, în rest spălăm cearșafurile. Și m-am dus la restaurant, măi, era un ospătar, se rezema așa de un colț, măi, stătea cu o viteză, știi cum? M-am uitat la el. El nu s-a uitat la mine. Am zis că voi unul de hârtie acolo, zic că ăsta nu se mișcă nimic. I-a bătut puțin așa vântul în păr și am văzut că părul se mișcă. Zic că ăsta e viu. Și îi spun, domnul ospătar, farfuria asta e udă. Zice, aia e supa mea tale. Am luat supa cu degetul. Deci atât a fost, cât a fost pe deget. Asta a fost supa. Zic că felul 2... Tot așa ceva care cundece, s-au adus mie o friptură, o salată, niște cartofi prăjiți și-l aud. Vine! Și-a obosit, s-a așezat. Păi la cât a dat din el, îți dai să mă trebuie să așezi, că sau nu? Și am adus eu o friptură, niște cartofi prăjiți, i-am zis, cu brânză rasă. Ai văzut mama ta brânză cu barbă? Dau să mă apuc de cartofi, să mănânc și eu ceva. Ce să-i desprins? Na, așa cartofi uniți? Mă, dar stătea cașcavalul ăla, așa se țineau cartofii. N-am putut să desprind pe niciunul. Puteam să mi-i trântez de față, dar să-i bag în gură, n-aveam cum. Și atunci am zis, mănânc friptură. Am luat furculița, am încercat să bag furculița în friptură. Stătea pe deasupra, ca să o țin așa, cât de cât și cu cuțitul dă-i. Dacă n-am muncit jumătate de oră. După jumătate de oră eram convins că am ajuns deja la piciorul mesei, uite așa. Dar n-ajunsesem. Friptura era intactă, chiar și zis, ia-o, tată, ia-o, dă-o la altul. Zice, n-am cum, că mi-ai îndoit-o. Stăteam pe litoral să-mi fac nervi, eu care am meserie, vând brânză. Am unul la parter, la etajul 1, la etajul 10. Și are liftul o boală pe brânzoș, adică pe mine care vând brânză. Știi cum n-am apucat să iau o dată liftul numai pe scări urc de nebun? Etajul 10? Deci, unde locuiți? La parter sau la 8? Clienta mea. Și era mama? Unde? La curte. Păi pe bloc? A, curte! Da. Vă face cineva curte, nu? N-au terminat-o încă? E bun, asta e bine. Deci, mă înarmez cu brânză, o pun într-o tolbă din asta și încep să urc. 10 etaje. Pe la etajul 6 mă întâlnesc cu o tipă drăguță, blondă, cu unul în vârstă. De-abia să tăra. Eu eram cu limba până jos. Ca și zis femeia, voi ce limbă aveți, ia uite dragă. Dar cum ați făcut limba asta așa de frumoasă? I-am zis,
de la vădere. Vezi, dragă, așa să urci și tu scările până la etajul 9. Să vezi ce limbă faci tu acolo, poți să o pici pe umăr, a? Am ajuns la etajul 10, de-abia așa îmi tremurau picioarele. Le spuneam, înainte, nu în laterale. Am ajuns la ușă, am văzut cu capul în ușă, a deschis unul. Eram mai eu, clientul meu. Ăsta zice, bine ai venit. Astăzi n-avem nevoie de brânză. A vrut genunchiul să se repea de la el. Zic, stai, clientul nostru. Bine ați zis, sănătate multe. De data asta am luat liftul la picioare, că s-au închis ușile și am coborât pe scări. Am ajuns jos, de-abia am ajuns jos, că aud pe unul. Ei, mai ia tu! Ei, ei! Era omul meu la etajul 10. În maie, un balcon, cu o mână ridicată, pădurea neagră aici, nu mai poteci. Și zice, clientul nostru, stăpânul mamei lui. Unul mergea înainte, dar unul mergea înapoi, zic, hai încearcă, sunteți frați, nu mă rupeți. Și am ajuns, cred că eram pe la etajul 5, că iar liftul n-a mers. Și mă întâlnesc cu blonda, singură. Zic, unde e moșocul? Zice, a murit la 4. Ajung la 10, mă izbesc cu capul în uși, ies să mai oașu. Și bine că ai venit. Să nu uiți, nici mâine n-avem nevoie de brânză. Bucurați, eh?